2 miliarde de euro. La atât sunt evaluate averile celor prezenți la aceeași masă la un restaurant din Herăstrău. Dincolo de motivul oficial al întâlnirii, acela de a celebra ziua uneia dintre soțiile celor prezenți, sursele Realitatea Plus spun că scopul cinei festive a fost unul mult mai important. Un puci organizat de foști reprezentanți de seamă ai vechiului PDL pentru a pune mâna pe putere în Partidul Național Liberal, iar liderul operațiunii ar fi fost fostul ministru al lui Traian Băsescu și Emil Boc, Adrian Videanu. Pe lângă George Copos, Adrian Severin sau Adrian Videanu, la masa bogaților au mai fost prezenți și Radu Berceanu, Radu Timiș sau Raul Doicescu. De asemenea, fostul cuscru al lui Traian Băsescu, Bebe Ionescu, a participat și el la întâlnire. Întâlnirea s-a terminat în voie bună, semn că cele discutate au fost aprobate de toți cei prezenți. Care este planul secret al milionarilor de a prelua PNL? Aflați astăzi, de la ora 19, într-o ediție specială la Realitatea Plus cu jurnaliștii Laurențiu Botin, Bogdan Muzgoci și Marinela Mititelu.